mașină. Ia uitați-vă, măgași, ce esare, ce frumos este. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat sănătate, în primul și în primul rând sănătate, ca să pot să le fac pe toate. Să dăm și talpă, dar nu e nimic. Salutare, gași, bine v-am speriat. Și pe mine și pe Hani. V-ați speriat, puii mei frumoși? Care era la ora de frumusețe, ștergeam la ochi. Era la beauty. Guys, astăzi o să facem cel mai așteptat clip de pe canalul meu. Așa că vreau ca înainte de acest clip, vreau tot ce vreau eu este să rup... Zici, iubire? Nu. Așa că vreau tot ce vreau eu este vreau să... Nu rând dau seama ce spun, mă scuzați. Tot ce vreau eu de la voi este să rupeți butonașul de like în secunda asta. Iubire, spune-le să dea like. Dați mare, mare spune-le. Like. Hani, spune-le să dea like. Dați mare like. Vreau să dați mare, mare like chiar acum. Hai să strângem, nu știu, băi, vreau sumă incredibilă, Vreau 50.000 de like-uri. Hai să strângem 50.000 de like-uri la acest clip. Ce zici, iubirea mea, strângem 50.000 de like-uri la clipul ăsta? Normal, noi spunem că putem, reușim, forța bibișorilor, apicaților și a hanișorilor. Asta e nouă. Vreau să strângem suma asta incredibilă de like-uri și imposibilă totodată, pentru că acest clip va fi foarte, foarte special. Cred că ați văzut deja din titlu ce o să facem astăzi, așa că astăzi o să vă arăt prima mea mașină, alături de cea mai frumoasă iubită și cel mai frumos cățel din toată lumea. Totodată știu, iubire, că ăsta este primul vlog în care suntem albaștri. Wow, chiar că albastru. Deci asta este noul nostru, deci look. E chiar un vlog extrem de special. Asta așa este noul nostru look. Admirați-l. Și acum întrebarea întrebărilor. Să-l vopsim și pe Hani albastru? Da sau nu? Votați chiar în comentarii. Finally a venit momentul în care vă arăt mașina mea și în sfârșit o să pot să pun și eu story-uri. În sfârșit o să pot să pun și eu poze pe Instagram cu această bestiuță. Eu îi spun ursulețul meu picant. Este ursulețul picant. Pe lângă Hani, el mai este un ursuleț picant. Această bestiuță este un BMW X4 din anul 2016. Este un BMW foarte, foarte frumos. Este modelul meu preferat, să zic așa, pentru că altfel nu mi l-aș fi luat, este un model foarte, foarte frumos. În exterior arată cam așa, are niște faruri Xenon foarte, foarte frumoase. Îmi place că are Angel Eyes-ul ăsta, așa, are gen, vedeți, zici că are niște ochișori așa. Este foarte, foarte frumoasă și foarte agresivă din față, foarte agresivă. Deși e destul de înăltuță, din câte vedeți chiar este înăltuță. Asta mă avantajează pe mine în București că nu găsesc loc de parcare și eu urc pe muntele Everest, ești nebun, direct, băi, e foarte, foarte bine să ai un SUV. Mai ales ca începător, dacă poți să-ți permiți și ai posibilitatea să-ți cumperi un SUV la început, e perfect, fraților, pentru că e cea mai bună mașină de început. SUV-ul este o mașină excelentă. Și nu zic de BMW, zic în general, absolut orice mașină SUV este perfectă pentru un începător. Singura dificultate este că mașina este foarte, foarte mare și s-ar putea să te încurci un pic în trafic la început, dar după o să te acomodezi. Deci cam așa arată mașinuța în față. Îmi place și grilajul ăsta bombă rău de tot de la BMW, îmi place foarte tare. Nu știu, aș vrea să-l fac negru, dar habar nu am încă, o să-l mai las așa un pic, după o să băgăm niște modificări din astea mari în mașină. Nu vă gândiți că de mult aștept momentul în care o să și tunăm mașinuța, o să-i schimbăm culoarea, o să-i schimbăm absolut toate cele, dar momentan o să mă las un pic așa pentru că chiar este superbă. Vreau chiar acum la început, chiar dacă nu ați apucat să vedeți toată mașinuța, vreau să scrieți în comentarii dacă vă place mașinuța și să-i dați o notă pentru că mie îmi place foarte, foarte tare. Bun, astea sunt jantele, sunt niște jante foarte, foarte frumoase pentru un X4, mai sunt unele mai stoc așa care nu prea îmi plac. Și aici frumos, îmi place chestia asta, fraților. Uitați-vă și voi cât de fină e chestia asta. Uitați-vă și voi cât de frumoasă se vede așa. Gen, mai ales în lateral, îi dă foarte mult gust și după vine și chestia asta așa. Deci mașina nu e lovită, așa e ea construită. Așa e ea construită. Să nu credeți că doar fața este agresivă. Stați cu mine să vedeți spatele, pentru că e mai agresiv decât fața și este un spate, băi, foarte, foarte frumos. Ia uitați-vă, măgași, ce S are, ce frumos S. Ia uite, that ass, mamă, bombă rău de tot. Băi, guys, nu știu, mie îmi place foarte, foarte tare. Deci vedeți modelul X4. Îmi place foarte, foarte tare, este caterincă rău de tot spatele. Această grilă, pe care vreau să o schimb, să o fac așa mai
Fortiș și evacuarea aia micuță, nu știu dacă vedeți, dar are doar o singură evacuare. Asta este evacuarea ei, pe care vreau să o dublez și în partea cealaltă, de să-i pun o bară de M pe spate și să fac o evacuare dublă și să arate mult mai frumos, pentru că e păcat, e păcat de fundulețul ăsta al ei frumos să lăsăm așa cu doar cu o singură evacuare. Nu sunt prea multe lucruri de spus despre exterior, sunt mai mult caracteristici ale mașinii care nu prea cred eu că vă interesează, dar interiorul ăsta este absolut superb și sunt mai multe lucruri ușoare de spus, nu, iubire? Așa e, e o mașină superbă. Îți place interiorul ăsta? Da? Luhani, îi place mașinuța? Nu vezi ce bine se simte. Sper că o să vă placă și vouă picant mobilul, nu știu, bă, trebuie să-i dăm un nume, iubirea mea, trebuie să-i dăm un nume. Mobilul picant. Mobilul picant, nu știu. Guys, vreau să-mi scrieți în comentarii. Pentru că e prea picantă mașina deci asta. Deci asta va fi întrebarea clipului de astăzi. Ce nume îi punem la mașină? Mașina nu are un nume, trebuie să o botezăm, să dăm cu apă, cu șampanie, pe ea, cu ceva. Guys, sunt foarte recunoscător pentru că viața mi-a oferit un asemenea dar, darul de a cânta, darul de a face lumea să râdă și datorită acestui lucru am reușit să-mi achiziționez și această mașină care făcea parte din visul meu de mic. Mi-am dorit să-mi cumpăr mașina mea, să am mașina mea și de mic mi-am dorit să am un SUV, guys, din să am o mașină mare, mereu, mereu, a fost visul meu și uitați-vă că acum chiar s-a împlinit, guys. Multe nopți nedormite, multe zile în care aveam o oră dormită sau mă simțeam super rău sau nu aveam absolut deloc chef sau alte lucruri de genul acesta s-au transformat într-o super mega bucurie. Pot spune că mașina asta este rodul muncii mele și vreau să vă spun că în sufletul meu sunt extrem de recunoscător tuturor oamenilor, absolut tuturor oamenilor care au contribuit și cu un 0,1% ca eu să pot să-mi îndeplinesc acest vis, tuturor oamenilor care mi-au dat sfaturi. Toate vorbele astea frumoase și încurajatoare au ajuns în sufletul meu și cel mai mult vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a dat sănătate, în primul și în primul rând sănătate ca să pot să le fac pe toate. În al doilea rând, talentul acesta de a cânta și sunt foarte recunoscător pentru că mi-a dat-o pe iubita mea frumoasă și pe copilașul nostru frumos, care Hani, doarme. Care doarme, e aici jos. E aici jos și pentru că mi-a dat puterea aia de muncă să pot să muncesc. E un băiat extrem de muncitor și merită tot ceea ce-i mai frumos. Pot să fac aceste lucruri. Mulțumesc mult, iubirea mea, mulțumesc mult. Și foarte ambițios și el e dovada vie că prin ambiție și multă muncă, ce îți dorești pe lumea asta, dacă muncești atât de mult cum a muncit el, e imposibil să nu realizezi lucrul pe care ți-l dorești atât de mult. Doar atât e important să existe. Multă pasiune, ambiție și multă muncă. Și chiar dacă lumea nu va crede în voi la început, nu e nicio problemă. Deci absolut nicio problemă. Credeți voi. Cel mai important e ca voi să credeți în voi și să munciți din greu pentru că cu siguranță o să reușiți. Cum a reușit și iubita mea. Și iubitul meu. Haideți să nu mai lungim cu vorba și să trecem la prezentarea interiorului picant, mobilul picant. Nu știu, dați scrieți ceva în comentarii pentru că nu am niciun nume de mașină. Uite, chestia asta chiar nu m-am pregătit. Guys, înainte de a continua clipul, știți deja cum stă treaba, vreau să vă povestesc despre cea mai șmecheră platformă ever. Este vorba despre www.boosteroid.com. Boosteroid este soluția tuturor calculatoarelor învechite. Acum nu mai trebuie să vă cumpărați calculatoare de gaming pentru că cu ajutorul Boosteroid totul se întâmplă online. Și mai nou decât atât, vă puteți juca jocurile de pe calculator direct și pe telefon. Este o platformă absolut genială. Dacă vreți să încercați și voi, intrați pe linkul din descriere. Bum, și ăsta este interiorul. Bam, bam, bam. Ia, nu, uite, interiorul nu include și o iubită și un câine. Nu, interiorul nu include și o iubită foarte frumoasă și un câine extrem de adorabil. Interiorul include ce o să vă spun eu în momentele ce urmează. De cum intrăm în interior, putem să observăm această piele albă cu cusătură roșie, vedeți aici, foarte, foarte frumoasă. Chiar mi-am zis de când eram eu mai mic, acum 4-5 ani, am zis că dacă o să-mi reușesc vreodată să-mi achiziționez o mașină eu singurel, vreau să aibă piele albă în interior, tată, și uite că Dumnezeu a făcut posibil această dorință și am piele albă și cu cusătură roșie, cum îmi place mie, foarte frumoasă această piele, o ador și ca bonus a zis Dumnezeu, bă, mă, să mai dau și un lemn care este foarte greu de găsit, haide să ne băgăm puțin în interior. Deci acest lemn care există absolut peste tot în mașină, lemnul acesta, este un lemn de bambus, nu este un lemn normal, este un lemn de bambus care face mașina așa mai elegant. Așa, adică am vrut și cu fibră de carbon, dar mi se pare mult mai elegant acest lemn. Deci acest lemn parcă face totul. Aici avem volănașul de BMW X4, un volănaș foarte, foarte frumos, foarte micuț, așa, cochețel, drăguț. Astea sunt toate dotările pe care le am eu pe volan. Aici avem comenzile pentru muzică, să dăm muzica la maxim. Să dăm muzica acolo la maxim când o să lansăm piesele alea blană cu iubita. Oricum, noi avem niște piese pe care urmează să le lansăm și poate o să le mai licuim așa din când în când aici în mașinuță la
un daily vlog, la o chestie. Niște piese absolut excepționale. O să vedeți, urmează în curând. De aici reglăm farurile, pe care eu le las mai majoritatea timpului pe automat, pentru că am faruri automate și nu mai am nevoie de altceva. Aici avem ceasurile, ceasul ăsta care se duce mai mereu la 220, 240, 260. Încerc. Ce iubire? Ce face tu? Să duc mai rău la 260. Da, da. Vedeți, când ajunge aici la 260, bine, aici la 260 mai are așa, mai intră în fibrilație, așa, mai tremură volanul, mai... Baby, mai face... ce? Cum adică ce? Tu de unde știi chestiile astea? Păi eu merg cu 260, cu 270, îi mai dau, da, așa. Da, cu 80, 90. Nu știu, iubirea mea, că par și eu pe aici, ai mechi. Am un baby, oamenii te cred. Ai iubirea mea, că cunosc și oamenii, dar atâta timp de cât fac vlog, mă cunosc și oamenii. Că vreau să scrieți în comentarii câți dintre voi ați crezut că glumește și câți ați crezut că e real. Aici avem manetuța. Ai văzut, iubire? Am vrut să iau manetuța. Aici avem manetuța, frâna de mână, auto, hold-ul, absolut toate chestiile nebunești. Nu știu, că eu când spun absolut toate, înseamnă că nu prea le cunosc. M-am de învățat. Zici și tu, iubire, am mașină, conduc cu ea, merge, păi, e sănătoasă, e bine, aia e. Aici avem data de aer până ele, Doamne ajută. Aici avem avaria foarte importantă, avaria. Adică asta e butonul magic, pentru că când o mai las eu în vârf de munte, sunt avariile și gata, Doamne ajută. Adică știți, n-are nicio problemă. Și de ce oamenii nu vezi pe mine? Nu știu. Aici avem scaunul din dreapta, frumosul scaun din dreapta pe care stă iubita mea. Zici și scaunul iubitei, zici, care acum s-a mutat. Zis și scaunul iubitei direct, adică nu zis și. Acum am mutat în spate cu Hani ca să poată baby să filmeze tot ceea ce trebuie să vă arate el. Frumos. Asta mașină, picantul mobil. Picantul mobil, mobilul picant, nu știm. Habar n-am, încă nu știm. Aici avem spatele, guys, tot la fel. Foarte spațios, foarte, foarte frumos. Mie se pare un loc destul de spațios. Aici avem păturica de pe împărțalul Hani, că, na, să nu facă totuși pe pielea asta albă, că o îngălbenește. Așa, frumos. Un interior excepțional, mi se pare mie. Aici avem portbagajul. Hai să vă prezint și portbagajul. Cât de spațios este, guys. Deci este foarte spațios. Aici avem un Monopoly, că nu se știe când oprești pe drum și ai chef să te joci Monopoly cu iubita ta, nu, iubire? Așa e. Așa e. Aici avem o pereche de pantaloni pe care trebuie să o schimbăm. Aici avem niște Adidas, că na, poate putem să-i murdărim pe ăsta din picioare și să nu mergem la filmări la astea murdari. Aici avem un aspirator de mașinuță, de mână, de fapt, pe care îl mai folosim noi din când în când să mai... Ca să mai adună o firimitură, o din asta, să păstrăm și noi mașina curată. Aici am niște șervețele și o cărpă cu care mai șterg eu prin mașină. Porc bagajul este foarte, foarte mare, tocmai de-aia am optat pentru o mașină SUV, pentru că este spațioasă, guys. Deci dacă îmi luam o mașină sport cu un porc bagajel din ăla în care doar mi-ncap pe geaca, ce făceam? N-am făceam nimic, așa că porc bagajul ăsta e spațios, tata, ai ce să spui în el. Hai să închidem porc bagajul, frumos, cu numărul ăsta nebun. De la P-K-N. Hai să vă spun și semnificația numărului, dacă tot suntem aici. P-K-N. Pican. Ați înțeles? Este foarte, foarte ușor. Iar 99, nu știu, 99 am să fie maximul, că să dăm acolo nebuneală. Iubirea mea, dar știi ce nu le-am prezentat lor și e cea mai tare chestie după toată mașina? După toată mașina, iubirea mea? Știi ce nu le-am prezentat? Hai, te las pe tine să ghicești. Trapa! Nu le-am prezentat trapa, iubirea mea, vrei să faci SUV-ul decapotabil, nicio problemă, faci SUV-ul decapotabil. Tu vezi că noi putem să le filmăm și așa? Cât de tare e! Familie fericită. Mamă, ce familie fericită, să mor. Deci trapa asta nu v-am prezentat-o, e tare, rău de tot top, trapa. E top cu trapa. Da, e top, rău de tot trapa. Chiar îmi place trapa. Ce ți-e place, Hani? Ia zi, iubirea mea, o pornim un pic să le arătăm la oameni motorul? Da, normal, hai. Are un motor de 2 litri, da, este motorul de 2 litri de la BMW cu 190 de cai. Eu zic că pentru un începător sunt cam destul de mulți căluți, iubirea mea, nu? Normal. Dar nu-i folosim în întregime, îi folosim doar pe câțiva, da, deci nu punem toți caii la căruță, punem doar câțiva. O să pornim bestia picantă în 3, 2, 1! Bine! Hai să dăm și o accelerație din aia blană, rău de tot! Dați un like pentru chestia asta, că să moară Jaxana, dar nu, abia aștept să rupem cu vlogurile astea, cu car vlogurile astea nebune, rău de tot, din mașinuță. Deci toate vlogurile gata, dar acum încolo de aici vor începe din mașinuță.
din mașinuța picantă, din bestia picantă, din alegeți voi! Hai să-i dăm și o tură. Guys, o să încerc să nu mă uit la cameră și o să încerc să mă concentrez cât mai mult pe volănaș. Hai să o dăm. O să merg încet pentru că iubita acum mă filmează. Iubita mea frumoasă mă filmează. Și Doamne, deci am cea mai genială iubită. Cea mai genială iubită. Deci este ajutorul meu maxim. Este suportul meu maxim. Și iubesc din tot sufletul. Păi dacă nu noi cât noi se chinuie ea cu cât un pic, cu cât un pic să mă ajute. Deci dacă n-aș avea ajutorul iubitei mele, credeți-mă că vlogurile astea blană nu are și așa de blană. Credeți-mă. Deci like-ul ăsta pe care l-a spus la clipul ăsta e pentru ea, nu pentru mine. Deci dacă se strâng 50.000 de like-uri, nu se strâng pentru mine, se strâng pentru iubita mea, să știți voi de la mine. Dacă nu ne susținem noi între noi, atunci cine ne mai susține? Noi suntem cei mai mari susținători ai noștri, cei mai mari, și după părinții noștri, desigur. Oricum, condusul în orașul ăsta al meu natal este joacă de copii pe lângă condusul în București. Deci condusul în București e haos, adică nu putem să-i dăm și talpă, dar mie milă de iubire dacă... Aola, iubirea mea, stai să nu piși pe Hani, iubire! Să nu piși pe Hani, iubire! Hani doarme! Să cred Hani doarme! Și nu-i facem gălăgie așa, iubirea, trebuie să nu mai facem așa mare gălăgie. Lasă, iubire, trebuie să se învețe cu părinții ăștia nebuni. Da, azi, iubirea mea, sincer, se simte și a 190 de căruți când îi dai așa un pic. Se simt blană rău de tot. Deci mașina asta e vis, guys. E vis, e tot ce-mi doresc. Deci nici nu vreau mai mult de la viață. Îmi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să ajung aici. Oricum e minunată și parcă te prinde așa, ți se potrivește de minune. Da, iubirea mea? Când vezi BMW X40 pe Antonio Pican. Da! Și vreau să vă mulțumesc și vouă, picanților, fiecăruia în parte, că ați contribuit acolo cu un like, cu un comentariu, cu un share, cu orice. Vă mulțumesc sunteți foarte minunați. Mult. Oricum avem cele mai frumoase comunități. Și picanții și bibișorii. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și vor urma extrem de multe clipuri cu această mașină. Vreau să vă dau și așa un mic indiciu care va fi următorul clip cu această mașină pe lângă daily vloguri, adică un clip mai special. Așa că vreau să-mi dați acolo un mare follow pe Instagram Antonio Pican, pentru că va fi un vlog în care o să vă anunț pe Instagram de el, da? Și o să luați parte și voi, da? Deci o să luați parte și voi la acest clip. Așa că dacă vreți să luați parte la următorul meu clip cu mașina, dați-mi follow pe Instagram și urmăriți-mă acolo pe story, pentru că o să vină în curând un clip bombă rău de tot. Guys, cam acesta a fost clipul cu prima mea mașină. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like. Familia Picantă vă pupă! Familia Picantă vă pupă, Hani vă pupă, iubita vă pupă. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați acolo un mare, mare share la acest clip, să vadă toți prietenii voștri mașina picantă, bolidul picant. Să dați un subscribe iubitei mele frumoase pe YouTube și un follow pe Instagram acolo. Să dați mie un follow pe Instagram. Vă pupăm pe toți. Mi-e somnic.